veste tragică pentru lumea sportului românesc. Unul dintre jucătorii legendari ai campionatului intern de fotbal a decis să pună capăt unei suferințe și s-a aruncat de la etajul 5 al Spitalului Militar din București. Este vorba despre Costică Ștefănescu, în vârstă de 62 de ani. Supranumit ministrul apărării al celor de la Steaua și de la Craiova, acesta a cucerit 7 cupe ale României, 3 cu militarii și de 4 ori cu oltenii. De asemenea, are 3 titluri de campion cu Universitatea. Ca număr de prezențe este al doilea jucător all-time din campionatul intern, după Ionel Dănciulescu. A adunat 490 de partide în prima divizie și 66 de selecții la națională. Pentru România a purtat și banderola de capitan. Ca antrenor, fostul fundaș a colaborat cu Steaua, FC Brașov, FCM Bacău, FC Timișoara, Astra Ploiești, Universitatea Craiova, dar și cu grupări din zona Golfului Persic. Acesta a fost timp de 4 ani, între 1994 și 1998, secund al lui Angel Iordănescu la echipa națională. Tehnicianul celor de la CSM Moveni, Iordan Neftin, e regretă trecerea sa în neființă și crede că sportul românesc a pierdut o mare valoare. Dane, lumea fotbalului a mai pierdut astăzi o mare glorie. Nea Costică Ștefănescu. Am auzit. Am auzit că era suferat de o boală. Vă dați seama și probabil că și asta. Și s-a spus cuvântul. Am înțeles că avea cancer și era cam în ultima fază, din câte am înțeles că avea. Păcat că, eu știu, din lumea fotbalului pierd niște oameni și vă dați seama care au făcut ceva pentru fotbalul românesc. Costică Ștefănescu a suferit cumplit din cauza cancerului, boală care l-a măcinat în ultimii ani. Parchetul militar cercetează cazul acestei sinucideri.